Tricolorul MF Ploiești va disputa în această seară al 8-lea meci în ultimele 3 săptămâni. Este totodată penultima partidă din sala Olimpia din actuala ediție a Diviziei A1. Cum și penultima impresie contează în săptămâna mare, băieții antrenorilor Sergiu Stancu și Mădălin Marinescu vor să ofere o replică pe măsura uneia dintre cele 3 echipe care au rămas în cursa pentru titlu, CS Arcada Galați. Tricolorul MF vrea să câștige din nou după ce în faza finală a pierdut de 2 ori la rând în confruntările cu finalistele din sezonul trecut, Volei Municipal Zalău acasă și SCM-ul Craiova în deplasare. Acest meci reprezintă și ocazia unei revanșe pentru singura înfrângere suferită pe teren propriu în faza întâia campionatului, când Arcada s-a impus în sala Olimpia. Echipele s-au mai întâlnit ulterior de 2 ori la Galați, tricolorul MF câștigând în faza întâi, dar pierzând însă în faza a doua. Formația gălățeană, medaliată cu bronz în sezonul trecut, se luptă pentru titlul național, ocupând locul secund, în momentul de față la 3 puncte în urma echipei Volei Municipal Zalău și având 2 puncte avans față de SCM-ul Craiova. Arcada nu a cedat decât o singură dată în faza finală a campionatului, în urmă cu 2 etape pe teren propriu în tie-break cu SCM-ul Craiova, fiind totodată singura formație care a punctat în toate cele 7 partide disputate până acum în faza a doua a campionatului. În cadrul etapei mai sunt programate meciurile CSM București Volei Municipal Zalău și Steaua București SCM-ul Craiova.